S-au trezit concurenții. Am văzut că în dormitorul fetelor Bogdan a dormit cu Andreea, însă paturile lor distanțate n-au mai fost unite încă de aseară, le-au despărțit. Bogdan s-a trezit ceva mai târziu astăzi. Andreea era deja prin bucătărie. Bogdan s-a și culcat destul de târziu, l-am văzut aseară în casa băieților că a făcut curat în bucătărie, a adus gunoiul, a mai fumat câte o țigară, parcă trăgea așa de timp și nu dorea să meargă la somn. Andreea intrase cu mult înaintea lui la culcare. În această dimineață, Bia și Robert, Ioana și Marius sunt plecați la Fantasy Date. Bia și Robert au dormit în camera matrimonială, au câștigat task-ul cunoașterii, care a avut loc aseară, task-ul acela în care partenerii trebuie să ridice pantoful lui sau al ei și stau spate în spate și răspund la întrebări, așa că Bia și Robert, dacă l-au câștigat, au avut aseară camera matrimonială. În această dimineață am văzut că se face și puțină curățenie. Spunea Daria că cineva a uitat placa de păr în priză, a găsit-o de dimineață. Probabil că a uitat-o fetele care au plecat la Fantasy Date.